Până acum, mama fetei care a murit la vârsta de 24 de ani nu s-a gândit la suma pe care să o ceară în instanță după clipele de coșmar prin care a trecut de mai bine de 4 ani, însă, pentru că procesul se apropie de final, aceasta a stabilit cât vrea să plătească medicul târgujean. Mama pacientei decedate solicită exact 2 milioane de euro, din care unul se revină fiului său, care a suferit la fel de mult după decesul surorii sale. Bineînțeles, dacă doctorița va fi găsită vinovată și de către instanță. Valoarea unui copil nu se măsoară în bani. Credeți că instanța vă va aproba această solicitare? Un milion de euro dumneavoastră, un milion fiul? Dacă se aprobă, dar eu dacă aș putea să-i dau să nu mai aibă nici acoperiș deasupra capului. Deci dacă mi învie fata, să-mi aducă fata înapoi, n-am nevoie de nimic. Am nevoie de fata mea. Și să nu mai profeseze, dacă nu, să nu mai facă medicină în viața vieților ei, neam din neamul ei. Femeia mai spune că banii vor ajunge la biserici și la oamenii nevoiași. Următorul termen va avea loc pe 2 aprilie. Doctorița a fost trimisă în judecată în luna aprilie a anului trecut pentru ucidere din culpă. Aceasta a precizat permanent în instanță că este nevinovată, îndreptând totul spre doctorii de la Târgu Mureș, unde a fost transferată ulterior victima pe motiv că pacienta a plecat din cabinetul său cu dureri de spate și infecția respectivă a avut loc la burtă, nu în locul în care i-a tratat-o.